Un bărbat în vârstă de 71 de ani din județul Suceava a fost depistat pozitiv cu coronavirus. Acesta s-a întors în data de 28 februarie din Lombardia și s-a aflat în izolare la domiciliu. Luni, bărbatul a ajuns la spitalul de urgență din Suceava cu febră și frisoane. În urma testelor efectuate, bărbatul a fost depistat cu coronavirus. Acesta va fi adus în această seară la spitalul de boli infecțioase din Iași. Momentan, autoritățile au confirmat 6 cazuri cu coronavirus, în timp ce 10.100 de persoane sunt izolate la domiciliu, iar 35 se află în carantină.